De când a preluat mandatul de viceprimar, Nicolae Zaharia s-a implicat activ în acțiunile desfășurate de instituțiile pe care le are în subordine. Una dintre acestea este Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat. În ultima perioadă, la nivelul municipiului, au fost desfășurate mai multe acțiuni de igienizare a unor zone știute a fi cu probleme. Proiectul cu uh, igienizarea, curățenia a continuat, una dintre uh, acțiuni fiind la Școala 6 privind igienizarea, igienizarea atât, în curtea școlii cât și în uh, interior. Nicolae Zaharia a făcut referire și la câteva probleme de infrastructură rutieră. Una dintre acestea o reprezintă semaforul de la gardă unde periodic se creează aglomerări. Acolo se dorește amplasarea unor senzori care să eficientizeze semafoarele. Un alt element este modernizarea semaforului intersecție-gardă. Acolo de asemenea sunt momente în care se creează ambuteaje și atunci e vorba despre instalarea unor senzori în asfalt, astfel încât să fie mult mai bine semaforizată intersecția. Acțiunile de igienizare se vor derula și în perioada următoare. În plus, se discută în continuare cu cetățenii în privința alocării locurilor de parcare din cartiere. Înregistrarea integrală a conferinței susținută astăzi de viceprimarul Nicolae Zaharia o puteți urmări în această seară după jurnal.